noi considerăm că ar fi un dezastru ca în urma alegerilor primul ministru să fie Liviu Dragnea. Nu doar că ar fi rușinos ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană condusă de un prim-ministru condamnat penal, dar pentru că, mai important, guvernarea națională sau locală a PSD-ului este legată de sărăcie. Uitați-vă la cele mai sărace județe din România și veți vedea acolo o guvernare locală PSD. Sărăcia este strâns legată de baronizarea județelor din România și pentru asta PSD-ul este principalul responsabil.